My testimony. Vă mulțumesc tuturor că îmi permite să vă spun mărturia mea. My name is Danny Metz and I'm from Richmond, Virginia also. Numele meu este Danny Metz și eu sunt de asemenea din Virginia, din Statele Unite. And today's testimony is kind of a little deep for me. Și mărturia pe care o voi spune este profundă pentru mine. I want to tell you as a kind of warning. Și ceea ce vreau să vă spun e un fel de avertisment pentru voi. What happens when you allow hatred and sin? Ca să realizezi ce se întâmplă atunci când permiteți ca ura și păcatul să vă domine. To rule your life. Și o să vă ruineze viața. Much like Brandon, when I was a child. Asemenea lui Brandon, când eram copil. I was raised by my aunt and uncle who were Baptist. Am fost crescut de unchii mei care erau baptiști. Denied the church entirely as a child. Însă, pe măsură ce am crescut, m-am lepădat total de biserică. And as I grew up and become a teenager. Și ajungând eu adolescent. I also began to drink. Am început să beau. To do drugs. Am început să mă droghez. As I got older and went to the Navy. Apoi m-am înscris în Marina. The drinking escalated. Acolo am băut mai mult. Spending hundreds and hundreds of dollars a week. Cheltuiam sute de dolari pe săptămână acolo la armată. On alcohol. Pe alcool. As sin began to take over my life more and more. Păcatul copleșea tot mai mult viața mea, mă stăpânea aproape în întregime. Anger and rage began to fill my heart. Mânia și furia îmi umpluseră inima. I began to blame everybody else in the world for every failure in life. Pentru tot ce mi se întâmpla mie rău, găseam întotdeauna în țapii spășitori. Puneam vina pe toată lumea în jurul meu. Îi acuzam pe toți. Not calling it for what it was, and the devil working in my life. Diavolul lucra cu putere în viața mea. It took many, many years. A durat ani de zile, mulți ani. And lots of undue stress not only on my wife. Și în acest timp am pus mult stres pe fiața, pe soția mea, am adus stres în familia mea. And my mother-in-law, my family. A fost o mare povară pentru mama mea, pentru soacra mea. With a lot of violence. Eram un om foarte violent. To finally hit dead bottom when. Și am ajuns la un punct atât de jos încât nu se putea mai mult. When I finally had gotten laid off and began to lose everything in my life, material-wise, that meant most to me. Și am ajuns la punctul în care am pierdut toate proprietățile mele financiare, tot ce aveam material în viață am pierdut. Including I almost lost my wife twice. Și de două ori aproape mi-am pierdut soția. All because of sin. Tocmai datorită păcatului din viața mea. So I'm telling you that as you go through life, deci vă spun că ajungând, trecând prin viață, and it can be as little as somebody cutting you off driving down the road. Yeah, it's just as you're driving and someone cuts you off. Așa atunci ca și când conduci și cineva îți taie calea. As small as that. Cât de aproape am fost eu. To, or they give you the finger. Când ești doar la un deget distanță. To pray for that person. Să te rogi pentru acea persoană. Not to allow it to fill you with hate. Și nu să o lași ca și cum ți-ar dea calea să te omoare, să nu lași ura să te cuprindă pentru acea, să te rogi pentru acea. This may seem like a small thing. Pentru că, vedeți, pare un lucru mic. But as you go through life, this will keep adding up. Însă, în viață, înaintând, aceste lucruri se vor acumula. And instead of filling your life and filling you inside with the word of the Lord. Și în loc să îți umpli viața cu cuvântul Domnului. Filling yourself nothing but with hatred. Se vei umple doar cu ură și păcat. So after pretty much losing my house and almost going through divorce. Deci după ce am ajuns la ruină, m-am pierdut casa, am ajuns în pragul divorțului. This is when I finally said I needed to change my life. Atunci am zis, în sfârșit, trebuie să schimb viața. And gave my heart to the Lord. Atunci mi-am predat inima Domnului. This, once you do this and you truly walk the narrow path. Odată ce
Ia această decizie și te hotărâ să mergi pe calea îngustă. Which is very hard. Ceea ce vă spun că este foarte greu. Your life will begin to change. Viața ta se va schimba. What I tell you is that if you have not given yourself completely to the Lord, vreau să vă spun că dacă nu v-ați predat întru totul Domnului, you will stumble. O să cădeți mai mult. O să vă împiedicați din nou. So I tell you tonight as a warning. Vă spun în seara asta, vă avertizez. That there is no gray. No middle ground. Nu există un loc gri, nu există o zonă gri. There is only right and wrong. Există doar alb și negru, greșit și bine. So tonight, as you hopefully will dwell on this. Deci în seara aceasta. And choose within your heart. Sper să alegi în inima ta. Where you want to go. Încotro sau apuci.